Liberalii au împărțit aseară cadouri copiilor nevoiași din comuna Bâlvânești, județul Mehedinți, iar după le-au cerut acestora să vină azi la vot și să voteze Partidul Național Liberal. Este de neimaginat cum liberalii se folosesc de dramele mehedințenilor pentru a-i manipula la vot. Disperarea a atins cote maxime în Mehedinți. Situație halucinantă petrecută în comuna Bâlvănești din județul Mehedinți. Viceprimarul și primarul PNL au împărțit cadouri copiilor proveniți din familii defavorizate, chiar cu o zi înainte de alegerile parlamentare, sub pretextul că aceste cadouri ar fi de Moș Nicolae. Oamenii sunt dezgustați de faptul că cei din conducerea primăriei se folosesc de situația lor precară și de această zi magică pentru cei mici, pentru a îndemna să voteze mâine cu Partidul Național Liberal. Am înțeles că cei mici au primit cadouri acum cu o seară înainte de voturi. Da. Ce părere aveți? Cine a venit și ce v-a spus mai? Păi de la primărie a venit, eu nu-i cunosc, nu pot să vă dau numele. Era un bărbat și o femeie. M-am întrebat de nora mea, că i-am spus că pleca de la Severin și ne-a dat niște pachete pentru ai mici. Și ce v-au spus? Păi în final a spus să votăm PNL-ul. Deci au făcut campanie electorală în perioada interzisă. Da, la doamna Gabi și soțul Edi, cum îi spune domnul Vice, nu știu. Și ce v-au spus? Că avem copil la școală și să primim plasă cu cadouri de Moș Nicolae, să venim la vot. Din partea domnului primar... Să votăm PNL-ul. Da, să-l ajutăm pe PNL-ul, că și PNL-ul ne ajută pe noi. Și pe urmă întoarsă și o gândim și mai la deală iară și zice, vă așteptăm dimineața la vot. Ei și pe de acasă, zic, pe care, beată, nu pot să o iau, că nu pot să, nu vede și nu merge. Păi nu, pe nevastă, pe marinela. Zic, da, bă, venim, oricum venim la votare. Știam că să venim la votare. Deci încearcă să vă mituiască acum un prag de sărbători. Eu nu știu eu dacă copiii alegare cu plăsă înăuntru, că nu le primeam, dar eu nu știu ei. Că el nu s-a prima dată, nu se are cu ei, sunt copii, dacă fură în drum, le luară și fugire înăuntru. Cu plăsele. Dragul lor, că de la Moș Nicolae și pe urmă în locul cu primarul. Peneliștii sunt disperați și lipsiți de orice moralitate, călcând totul în picioare pentru a obține voturi. Organele abilitate ale statului au fost anunțate chiar de către cetățeni, aceștia acuzând conducerea primăriei din Bâlvănești de mită electorală. Mizeriile liberalilor din Mehedinți sunt de neimaginat într-un stat care se pretinde a fi civilizat. Faptele prezentate de Mehedințul meu TV s-au dovedit a fi adevărate, iar organele abilitate au fost sesizate, întocmind de dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de oferire sau darea de bunuri cu scopul de a determina alegătorul de a vota sau nu cu anumiți candidați. Poliția municipiului Drobeta Turnu Severin a fost sesizată cu privire la faptul că reprezentantul unei primării ar fi oferit bunuri sub formă de cadouri mai multor cetățeni de pe raza localității Bâlvănești cu scopul de a vota o anumită formațiune politică. La fața locului s-a deplasat echipa operativă a poliției, care numai verificărilor a stabilit că aspectele sesizate se confirmă. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de oferirea sau darea de bunuri, bani sau folose materiale, cu scopul de a determina alegătorul de a vota sau nu o anumită listă de candidați sau un candidat.